Rotary Club Siget Marmației Voievodal și Rotary Club Siget, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, organizează proiectul Drogurile de la fascinație la dependență. Scopul acestui proiect, care se va desfășura sub forma unei discuții interactive, este prevenția consumului de droguri și de substanțe interzise de către tineri și adolescenți și se desfășoară la nivel național, fiind preluat de majoritatea cluburilor Rotary din districtul 2241, România și Republica Moldova. Este un proiect organizat de cele două cluburi Rotary din Siget, Rotary Sighetul Marmației Voievodal și Rotary Siget. Un proiect care se adresează la două categorii de vârstă, de la ora 12 elevilor de liceu, de la ora 17 adulților. Părinți, consilieri școlari, profesori, medici de familie sau arătat interesați, oricine dorește poate să participe, este la liberă intrarea. Cum se va desfășura concret? Concret, aducem un speaker, eu zic că este cel mai bun om pe care îl are România la ora actuală în această luptă contra drogurilor, domnul Cătălin Țone. Este un personaj important, a fost șef serviciu antidrog, are doctorat pe această temă, are câteva cărți scoase. Dânsul face un program la nivel național, este și dânsul membru rotarian. Face această acțiune cam la toate cluburile din țară, a ajuns în zona de nord în această perioadă la noi, aduce cu dânsul un fost consumator, se povestește experiența acestuia copiilor, face prezentări de filmulețe, le vorbește copiilor despre ce înseamnă acest pericol, le dă sfaturi, îndrumări. Va fi o chestie interactivă. Copiii pun întrebări, dânsul răspunde. Consumul de droguri în România afectează îndeoseb persoanele tinere și foarte tinere, vârsta primului consum scăzând la 14 ani. Acest fapt face ca minorii să fie considerați un grup vulnerabil care trebuie tratat în mod particular, acordându-li se suportul informațional și sprijinul instituțional pentru a nu deveni victimele consumului de droguri, spun organizatorii. Având în vedere problemele care sunt și în Sighetul Marmației și care sunt destul de grave, eu zic că este binevenit această conferință. Credeți că vor fi interesați tinerii din Sighetul Marmației? Spuneați că în prima parte se adresează în special tinerilor. Oh, da! Am avut solicitări de participare de mai mult decât în cap în această sală. În cap 300 de persoane. Din păcate, doar în liceele din Sighet sunt mult mai mulți elevi. Care este scopul acțiunii? Să-i facem pe copii să înțeleagă riscurile. Riscurile acestui consum. La început ei o pot lua ca pe joacă, dar riscurile noi adulții le cunoaștem. Ei poate că nu. De la ora 17 și părinții sunt invitați să participe la a doua parte a evenimentului, care va fi dedicată lor. Îi rog pe părinți să vină de la ora 17, pentru că, să știți, sunt mulți părinți care neagă, nu vor să recunoască faptul că copilul lor consumă. Știu, am câteva exemple. Îi rog insistent pe părinți să vină. Prezența, se intră în sală, este la liber, nu trebuie anunțată, nu nimic, dar să vină și să vadă despre ce-i vorba. Evenimentul va avea loc mâine și va fi împărțit pe două părți. Astfel, de la ora 12 se va desfășura prima parte, urmând ca cea de-a doua să aibă loc de la ora 17 la școala gimnazială cu program suplimentar de muzică și arte plastice din Sighetul Marmației.